că vreți să urmăriți, să deschideți Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Vom începe citirea cu versetul 28. Matthew chapter 14 starting with verse 28. Este vorba despre pasajul acesta care l-am citit unde Domnul vine la ucenici pe mare. Versetul 28. Doamne, i-a răspuns Petru. Dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Știu că ceasul este înaintat și echipa de worship... S-au pregătit cu mai multe cântări. Domnul să-i binecuvânteze. Să binecuvânteze corul, fanfara, toți cei care au slujit. Și mă rog ca Domnul să cuvinteze și acest cuvânt în continuare. Am vorbit din acest pasaj de mai multe ori, am meditat la cuvântul acesta, am scris tot ce mi-a pus Domnul pe inimă și mă rog ca Domnul să ne vorbească în continuare și în această dimineață. Americanii au un proverb, care nu știu dacă e exclusiv la american, dar este folosit și ei spun, life is stranger than fiction. Că viața câteodată este mai ciudată uh, decât uh, ficțiunea. Oamenii fac filme, scriu tot felul de cărți și imaginează tot felul de lucruri uh, sci-fi, uh, cum spunem noi și... Câteodată în viața noastră ne trezim că trecem prin lucruri care sunt mai ciudate decât ce spun oamenii aceștia prin cărțile acestea și prin filmele lor. Dacă v-aș întreba, mai ales a cei care ați trecut un pic prin viață, câți dintre dumneavoastră ați trecut prin circumstanțe în viața dumneavoastră la care nu v-ați așteptat și nici nu v-ați imaginat? Am ridicat toți mâna. faptul că noi avem surprize în viața noastră, că trecem prin lucruri la care nu ne-am așteptat, ne confruntăm cu situații, necazuri, probleme care nu le-am dorit, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut controlul asupra vieții noastre și asupra viitorului nostru. Ucenicii au intrat în corabie, constrânși de Domnul, siliți de Domnul. Și nu s-au așteptat uh, ca în momentele acelea, în ascultarea aceea, să aibă un vânt care să le stea împotrivă și să fie valuri așa de mari. Pentru că erau acolo în ascultare de Domnul. Și totuși Domnul știe că o să ni se întâmple lucruri de acestea. Știți, reacția noastră în momente de criză, în momente de necaz, reacția aceasta a noastră are menirea ca să ne spună nouă ceva. Ucenicii aceștia se credeau credincioși. Și care din noi nu ne credem credincioși domnului? N-ați fost surprinși de reacția dumneavoastră în anumite situații de criză? Reacția noastră în astfel de momente ne arată, de fapt, nivelul nostru adevărat de credință. Acolo vedem cu adevărat câtă credință avem, nu câtă credință credem că avem, câtă credință avem cu adevărat astfel de momente de criză, când trecem prin situații din acestea, scot la iveală mentalități uh, greșite pe care le avem noi. Și câteodată întărituri sau fortărețe ale vrăjmașului la nivelul nostru de gândire. Gândim într-un anumit fel, procesăm lucrurile într-un anumit fel, dar este greșit. Nu este după cuvântul lui Dumnezeu, nu este conform cuvântului. Noi suntem inconștienți de aceste întărituri la nivelul minții, Scopul ne lasă Domnul ca să trecem prin astfel de situații, ca să ducă la pocăință în noi. Pocăința, știți ce este? O schimbare în gândire care este urmată și de o schimbare în atitudine, în umblare, în purtare, în acțiune. Când ne uităm la reacția noastră, putem să ne dăm un diagnostic corect. Și când ne dăm un diagnostic corect, atunci putem să Luăm și un tratament corect după scriptură. Primul meu punct în această dimineață este că fiecare din noi se poate poziționa pentru o minune, pentru un miracol, dacă vreți. Fiecare din noi putem să ne poziționăm ca să fim într-un loc unde mâna lui Dumnezeu să poată să lucreze într-un mod miraculos în viața noastră. Mulți oameni au o atitudine că dacă Dumnezeu vrea să facă o minune, El poate să facă o minune oricând, este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să facă o minune în viața mea, o va face. Și dacă Dumnezeu nu vrea să facă o minune în viața mea, nu vă face. Și în alte cuvinte, spunem ceva de sensul că totul aparține de Dumnezeu. Dacă vrea, face, dacă nu, nu. Ceea ce rămâne ascuns, nespus, este că eu nu pot să fac nimic. Doar Dumnezeu are partea lui de făcut, la mine nu este nimic de făcut. Multe din învățăturile acestea se trag de la învățături care sunt curente acum, care vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și când folosești cuvinte din acestea, spune Dumnezeu este suveran. Și noi toți spunem, amin, absolut, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea. Absolut, Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea. Nu pot să argumentez cu lucrurile acestea. Și continuă, dacă Dumnezeu este suveran și El vrea să facă o minune în viața mea, poate să-L oprească cineva? Nu, Dumnezeu este suveran, poate să facă o minune în viața ta. Și Dumnezeu este suveran și pot să mă dau peste cap. Și dacă Dumnezeu nu vrea să facă o minune în viața mea, nu o face. Și parcă sună bine. Știți că în Scriptura aceasta spune că Domnul Isus nu a putut să facă minuni în Betsaida. Implicația dacă Domnul nu a putut să facă uci, ar fi vrut să facă minuni în Betsaida. Ar fi dorit să facă, dar nu a putut. De ce? Din pricina necredinței lor. Să știți că lucrul acesta este aplicabil în viața noastră la fiecare. Uitați-vă în bisericile pentecostale, de exemplu, în care noi credem cuvântul lui Dumnezeu, credem în botezul cu Duhul Sfânt, nu este așa? Credem în darurile Duhului Sfânt. Dacă credem, le vedem printre noi? Absolut. Credem că Domnul vindecă, vedem în mijlocul nostru? Absolut. Câți din dumneavoastră care sunteți aici, în viața dumneavoastră sau în viața familiei dumneavoastră, ați văzut un miracol care a fost mâna lui Dumnezeu la lucru? Vă rog să ridicați o mână. Nu este interesant că în bisericile care se predică că Domnul nu mai vindecă, că s-a terminat lucrul acesta atunci când au trecut apostolii, că nu se prea văd vindecări în mijlocul lor? De ce? Necredință. Adevărul este că Dumnezeu este suveran. Că Dumnezeu face absolut ce vrea El. El este Dumnezeu. Și în suveranitatea lui, voia lui perfectă este ca omul să aibă liberă alegere într-un mod limitat. Nu putem noi să facem chiar orice vrem, este o limită la alegerea care ne dă el. Dar în suveranitatea lui, în înțelepciunea lui, Domnul a vrut ca fiecare din noi să avem liberă alegere, să răspundem și cheamă pe poporul Israel la ieșire din Egipt și îi pune în față binecuvântarea și blestemul. Și ce le spune? Alegeți binecuvântarea sau blestemul. Eu vă întreb, oare a pus Dumnezeu binecuvântarea și blestemul în fața lor, dar de fapt ei nu aveau o alegere acolo de făcut? Eu nu cred lucrul acesta. Dacă Domnul spune că a pus binecuvântarea sau blestemul în fața omului și el să aleagă, eu cred că Domnul a pus binecuvântarea sau blestemul și omul să aleagă. Și dacă omul, oamenii spun, dacă omul alege ceva care nu este voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu-i mai suveran. nu e adevărat. Pentru că Dumnezeu este și a tot, cunoaște totul. He's omniscient. Cunoaște absolut totul. El cunoaște câte fire de păr eu am acum pe cap. Eu nu știu. El știe. Nu numai atât, dar el știe câte fire de păr aveți fiecare din dumneavoastră care sunteți aici. Și pentru el nu este un lucru prea mult. Mai mult de atât, cunoaște firele de păr la toți oamenii care sunt pe pământ în acest moment, în secunda aceasta. O informație extraordinară. El este Dumnezeu. Oare Domnul poate să cunoască ce o să fie ziua de mâine? Da. Poate să cunoască care o să fie alegerea mea în cunoștința lui? Yes. Știe. Și cu toate acestea, Domnul ne pune în față câte o alegere. Pentru o minune, pentru un miracol, avem și noi partea noastră de făcut, fiecare. Și aș vrea să trec foarte repede prin pașii care îi vedem aici la întâmplarea aceasta care am citit-o în scriptură. Prima dată, primul pas este ascultarea. Domnul le-a spus la ucenici să intre în barcă. Nu i-a forțat. I-a silit, i-a constrâns, dar nu i-a forțat. Și a spus, intră! Și Domnul pe fiecare din noi ne cheamă să intrăm în barca ascultării. Are anumite lucruri care vrea să ne spune și spune, come on, intră, ascultă. A doilea pas, ucenicii au intrat în ascultare, a fost perseverență în ascultare. 10-12 ore să vă slești împotriva valurilor și a vântului. Și a treilea pas, atmosferă de credință. Noi putem să pregătim atmosfera pentru o minune, pregătim o atmosferă de credință pentru Domnul prin atitudinea noastră. Spune cuvântul Domnului aici, Iisus, când ucenicii l-au văzut, văzut pe Domnul și au crezut că este o nălucă și au țipat, Domnul le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Nu vă temeți. Știți, de multe ori ceea ce noi numim pocăință, de multe ori plânsul și tânguirea noastră, să știți că câteodată este o a, expresie a necredinței a, din viața noastră. A, se citea azi dimineață la, la timpul de rugăciune și îl găsim pe Domnul, înainte ca să facă o minuni, el tot repete câteva cuvinte, care nouă ni se pare, știți cum, cum ne-am obișnuit noi când vedem pe cineva să spunem how are you? Dar nu ne interesează ce face omul acela. Este o formă de expresie de introducere. Studenții de la universitate au făcut uh, un studiu ca să ia fiecare cuvânt sau expresie a oamenilor într-un mod literar, uh, literal. Și uh, când îl întreba cineva, how are you? Ei au răspuns. Și au mers pe stradă și oamenii zâmbesc, how are you? Și oamenii, uh, omul acestea, studenții care făceau un studiu, au zis, uh, how are you? What do you mean? Uh, spiritually, financially, physically, emotionally? Uh, unul din ei s-a oprit și a zis I don't even care. I was just trying to be nice. <laughs> Știți, de multe ori uh, ne uităm la anumite fraze din Scriptură și poate ne gândim uh, Domnul spune anumite lucruri așa he's trying to be nice. Nu este adevărat. Nu este un cuvânt care îl spune Domnul care nu să nu fie la locul lui, să nu aibă o țintă. Și uh, găsim învierea fiului Vădui Vei A fost citit de două ori în această dimineață. Și veneau toți aceștia și oamenii plângeau. Și spune Luca, capitolul 7, cu versetul 13. Domnului, când a văzut-o pe femeia aceasta, i s-a făcut milă de ea și a zis: Nu plânge. Dar cum să nu plângi? Pentru că plânsul acela era un plâns al necredinței. Creau o anumită atmosferă. Și înainte ca Domnul să facă o minune, el trebuia să schimbe atmosfera. La ucenicii noștri, când ucenicii aceștia au, țăpat, au țipat, spune, Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Nu vă temeți. La învierea fiicei lui Iair, și găsim lucrul acesta de multe ori în Scriptură, da? Domnul venea ca să tămăduiască uh, pe fica lui Air, da? Erau pe drum. Și spune Luca, capitolul 8, cu versetul 49. Pe când vorbea el, pe când vorbea Domnul Isus, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Și observați din nou cuvintele Domnului Isus, care nu sunt spuse așa doar să le fie spuse. Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii. Primul lucru. Nu te teme. Crede numai și va fi tămăduită. Primul lucru, nu te teme. Când a ajuns în casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. De ce oare? Ascultați atmosfera care era acolo. Toți ce făceau? Plângeau și oboceau. Domnul Isus încearcă să schimbe din nou atmosfera. Atunci Isus a zis, nu plângeți! Fetița n-a murit, ci doarme. Reacția lor. Ei își băteau joc de el, de Domnul, că știau că murise. Oamenii nu acceptă ca atmosfera să se schimbe. Ce face Domnul ca totuși minunea să se întâmple? Dar El, Domnul Isus, după ce i-a scos pe toți afară, oamenii aceștia, cu bătaia de joc, cu plânsul, cu bocetul, nu era o atmosferă de credință din nou. Și Domnul spune, trebuie pregătită atmosfera. Și dacă oamenii nu se aliniază, Domnul îi scoate pe toți afară. Dar el, după ce a scos pe toți afară, a lăsat doar pe mama, tata, fetiței și ucenicii lui care puteau să se unească cu el în credință. A apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetiță, scoală -te. Și Duhul ei s-a întors în ea, iar, fat iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Observați că atmosfera trebuie pregătită înainte de o minune. Trebuie să fim în ascultare, trebuie să rămânem perseverenți în ascultare și trebuie să ne găsească Domnul într-o atmosferă de credință. Avem nevoie de această atmosferă de credință în viața noastră ca Domnul să poată să facă aceste minuni. În Scriptură găsim scris de peste 365 de ori, nu vă temeți. Nu v-ați întrebat oare de ce se repetă Domnul de atâtea ori în Scriptură? Pentru că teama este efectul necredinței. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de el trebuie să creadă atmosfera spirituală în care ne aflăm fiecare din noi, la situația noastră, la criza noastră. Este un element critic, absolut necesar pentru a experimenta minunile lui Dumnezeu. Necredința, frica, tânguirea, jalea, toate acestea trebuie să fie scoase afară din viața noastră, din familiile noastre, din biserica Emanuel. Fraților, plânsul, tânguirea, jalea este bună atunci când este din pricina păcatului nostru și ne pare rău și venim la Domnul cu pocăință. Yes, that's good. Dar când este din pricina necazului la o problemă, să știți că nu este bun. Pentru că atmosfera, atitudinea noastră creează o atmosferă în lumea spirituală. Pentru Domnul sau pentru întuneric. În limba engleză, atunci când Domnul vine la ucenici pe ape și oamenii aceștia au țipat, știți ce le spune? Be of good cheer. Noi ni se pare, Doamne, dar cum poți să ceri la cineva, be of good cheer? Vrea să le spune, be a good cheer, pregătește atmosfera, fiți bucuroși, pregătiți atmosfera pentru o minune. Dacă vrem să vedem minunile în viața noastră, avem nevoie de ascultare, perseverență și o atitudine de credință. Și atunci îl vom vedea pe Domnul la lucru. În al doilea rând, pentru a, pentru a experimenta un miracol, o minune, avem nevoie de un cuvânt de la Domnul în versetul 28 și 29. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, porumcește mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Gândiți-vă, un cuvânt de patru litere în limba română și tot patru și în limba engleză, vino sau cam, a fost destul a fost cuvântul acesta încărcat cu atâta putere că Petru a putut să umble, să meargă pe apă. Un singur cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Luca capitolul 1, versetul 37, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Când Dumnezeu spune un cuvânt, cuvântul acela lui Dumnezeu are puterea ca Ceea ce este în acel cuvânt să se împlinească. De multe ori oamenii așteaptă ca Domnul să le vorbească ceva ce deja știu. Nu așteptați ca Domnul să, să vorbească la, la ce deja știm. Mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu, Watchman Nee, am citit câteva cărți de ale lui, a fost un om care a murit ca și martir în închisorile din, din China pentru cuvântul Domnului. Are scris niște cărți deosebite despre trup, suflet și duh pentru înțelegerea aceasta, dar printre lucrurile care le-am citit de el, spunea de un exemplu când Domnul i-a vorbit într-un mod clar că Domnul vindecă, era foarte bolnav. Și a fost convins că Domnul i-a spus un cuvânt că el va fi vindecat. Și spunea el, în loc ca simptomele la boala mea să, să, să îmbunătățeze, au devenit mai rele și într-un fel s-a oprit un pic. Dar Domnul mi-a vorbit că eu mă simt mai bine. Și s-a gândit. Cineva aici minte. Și s-a gândit, cuvântul Domnului care mi-a vorbit Domnul nu poate să mintă atunci simptomele mele, care sunt mai rele de cum erau înainte, mă mint pe mine. Și a început să zică, nu, 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 eu cred cuvântul Domnului. Simptomele acestea pe mine mă mint și s-a culcat liniștit. Când s-a trezit, s-a trezit perfect sănătos. De ce? A avut un cuvânt de la Domnul. Uh poate spune cineva de aici, am nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Mă rog ca Domnul să-ți dea un cuvânt. Și primul loc este scriptura fraților. Niciun cuvânt din această carte nu este lipsit de putere. Sunt cuvinte profetice, când îți vorbește Domnul din două sau trei locuri, stand on that word, cuvântul acela o să fie împlinit. Credem lucrurile acestea. Dacă nu ai un cuvânt din partea Domnului pentru situația ta, pentru necazul tău, you have nothing to stand on. Ceea ce avem noi nevoie la situațiile noastre este de un cuvânt din partea Domnului. Mulți fac o greșeală când se bazează pe altceva decât un cuvânt de la Domnul. Se bazează pe efort omenesc, pe religiozitate, pe fapte bune, nu? Petru, să știți că s-a bazat pe un singur cuvânt, vino. That's it. Nu s-a bazat pe nimic altceva. Găsim că Petru era deja în ascultare. Petru era în barca care Domnul i-a spus să intre în barcă. Petru avea un cuvânt ca să fie în barcă. Petru nu avea încă un cuvânt ca să iese din acea barcă. De aceea avea nevoie de un cuvânt. Știți, sunt oameni care au, de exemplu, vor să se căsătorească da, cu cineva din lume și vor un cuvânt de la Domnul, nu aștepta să-ți vorbească Domnul un cuvânt care Domnul s-a pronunțat deja. Domnul nu se contrazice. Petru avea un cuvânt să intre în barcă, era în barcă, dar nu avea un cuvânt ca să iese din acea barcă. Și nu a fost prezumțios să zică, I'm gonna try this, o să ies din barcă să umblu pe ape. Știți că în lumea de astăzi sunt mulți oameni credincioși care sunt prezumțioși. Și dacă vor, de exemplu, să vină trezire în biserică, da, spun, declar că o să fie trezire peste această biserică, dar este dintr-o dorință bună, dar nu este din revelație de la Domnul. N-a vorbit Domnul, a vorbit dorința omului. Dorește ca oamenii să fie vindecați, declar vindecare. You can't do that dacă nu ai un cuvânt de la Domnul. Petru nu s-a apucat să calce pe ape până a avut un cuvânt de la Domnul. Înțeleg și eu doresc ca să facă Domnul trezire, să aducă Domnul vindecare, eliberare. Dar trebuie să venim la Domnul rugăciune. Doamne, te rog, dăm lucrul acesta. Petru a venit la Domnul și a spus, Doamne, spunem să vin la tine. Și Domnul i a spus, ai nevoie de un cuvânt. Uite, îți dau un cuvânt. Ceea ce avem noi nevoie să venim la Domnul și să spunem, Doamne, la situația mea, dă-mi un cuvânt. Pentru că niciun cuvânt de la Domnul nu este lipsit de putere. Uh, Petru a cerut o poruncă, un cuvânt, înainte de a continua. Avem de multe ori principiul acesta greșit, uși deschise, uși închise. Și am auzit lucrul acesta predicat de la Anvoane. Uh, dacă Oameni care trăiesc prin principiul, dacă se deschide ușa în fața mea, eu spre principiul acesta că Domnul mi-a deschis ușa. Și dacă ușile se închid în fața mea, trăiesc cu principiul acesta că Domnul lucrează prin uși deschise și uși închise. Well, depinde cine deschide și închide ușa. Ucenicii erau în barcă, Domnul le-a spus să treacă de partea cealaltă și era o ușă închisă. Vântul și valurile erau împotrivă. Dacă ei erau de principiul uși deschise, uși închise, au zis, mă, ușa asta închis, hai înapoi. Nu, ea avea un cuvânt de la Domnul să meargă înainte. Ușa închisă din fața lor nu era de la Domnul. Și ușa deschisă de a se întoarce înapoi ca vântul să-i aducă de la mal nu era de la Domnul. Găsim aici Petru. Nu-i cere Domnului să se repete, ci cere o poruncă acolo unde planul lui Dumnezeu nu era revelat. Petru nu știa care era voia lui Dumnezeu. Dorea să meargă pe ape, dar nu cunoștea. Și este înțelept acolo unde nu cunoaștem. Să venim la Domnul și spunem, Doamne, vorbește-ne. Și aici găsim pe Petru la un mod interesant. Petru îi cere Domnului ca să meargă pe ape. Dar Petru a crescut pe mare. Era pescar de meserie. De fiecare dată, atunci când Petru și-a pus piciorul pe apă, ce s-a întâmplat? Piciorul lui a mers la fund de fiecare dată. Și Petru nu a lăsat ca experiențele lui dinainte să-l împiedice, să-l să creadă, pe Domnul pe cuvânt, ca atunci când Domnul va spune un cuvânt, va fi diferit. Nu avea nicio experiență să calce pe apă și să rămână la suprafață. Cuvântul acesta trebuie să ne, lucrul acesta trebuie să ne spună ceva. Să nu ne lăsăm amăgiți de experiențele anterioare. Poate ne-am rugat ca Domnul să facă ceva și nu s-a întâmplat așa. Nu mai mă rog pentru lucrul acela. Ne aduc aminte de o întâmplare care o spunea un evanghelist și cu aceasta o să închei. Spunea omul acesta că era în timpul acela anilor 50-60 când Domnul făcea foarte minuni, multe minuni. Era mișcarea aceea de vindecare care a intrat din nou în biserică și uh, era într-un loc, era adunată o mulțime de oameni și a avut o vedenie de la Domnul. Dacă mi-aduc aminte bine, a văzut o soră cu roche albastră care era bolnavă de cancer, dacă nu mă înșel, și uh, el spunea, te rog să vii în față că Domnul vrea să te vindece. A repetat lucrul acesta de câteva ori, nici o soră cu roche albastră n-a venit în față. După ce s-a terminat adunarea, mă gândesc oamenii din adunare ar fi zis, Oare ce vedenie au avut fratele ăsta că nu este nici o soră aici cu rochi albastră, cu probleme? I think it's his imagination. Când biserica era aproape goală, vine o soră în rochi albastră și spune eu am cancer, dar n-am venit când ați chemat în față și vă spun de ce. Pentru că eu deja am ieșit în față de vreo trei ori, mi s-a făcut ungerea cu un de lemn și nu s-a întâmplat nimic. Și de ce au zis, ce rostare să mai ieși de data aceasta în față? Știți care era diferența? De data aceasta avea un cuvânt din partea Domnului. Și de data aceasta urma să fie diferit. Petru, de fiecare dată când a călcat pe apă piciorul lui, a mers la fund. De data aceasta, la cuvântul Domnului, când a călcat, a călcat ca pe asfalt. Care a fost diferența? Cuvântul din partea Domnului. Petru era un om ca și noi, cu toate slăbiciunile pe care le avem noi dar a umblat pe mare pentru că a avut un cuvânt din partea Domnului și el a onorat acel cuvânt. Fraților, aveți vreun cuvânt din partea Domnului pentru situația dumneavoastră? De ce vă îndoiți? Pentru că momentul care vă îndoiți este momentul care începe să vă scufundați. Domnul ne cheamă din nou să ne uităm la cuvântul și spun, Doamne, dacă Tu mi-ai dat un cuvânt, eu am să merg înainte pe acel cuvânt. Mă rog ca Domnul să ne întărească credința la toți. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului și dacă aveți nevoie de un cuvânt pentru o anumită situație, să ne rugăm cu toții ca Domnul să ne dea un cuvânt. Și acolo unde ne-a dat Domnul cuvânt, să ne întărească Domnul credința, ca să și pășim pe mare prin acel cuvânt și să împlinească Domnul promisiunile care le are pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru biserica Emanuel și numele Lui să fie glorificat prin aceasta. Cu toții să ne rugăm!